ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mesagerul Cetățeanului. Mă aflu lângă domnul Romeo Blându din Run, cu care are o problemă în instanță. Bună ziua, spuneți-ne, ce problemă aveți? Da, în 3 martie 2008 am înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu o petiție în care solicitam să se pronunțe asupra legalității sau ilegalității a unui act notarial 261 din 2 septembrie 1996. Act care de fapt are un certificat de urbanism de 0 metri pătrați, iar în el este trecută suprafața de 2085 de metri. Totul pentru mine era foarte clar, întrucât 0 nu are valoare. Rezoluțiile date de către procurorul care a instrumentat dosarul și după aceea am contestat rezoluția procurorului și prin procurorul, a dat o rezoluție care m-a nemulțumit și prin urmare am acționat conform prevederilor articolului 278 indice 1, în care, fiind nemulțumit de rezoluția respectivă a primului procuror, am acționat în instanță. Instanța a judecat procesul respectiv, deci acțiunea respectivă, în dosarul 2769 din 2009, unde a dat tribunalul o decizie penală clară, decizia 510 din 6 iulie 2009, în care a avut un complet de judecată, cred că din punct de vedere profesional și moral, de apreciat, fiind președinte domnul judecător Gârcu Gheorghe, alături de încă 2 judecători, și au dat sentința pe care o aminteam, 510 din 6 iulie, în care îmi dădea câștigul de cauză pe baza actelor pe care eu le pusesem alături la petiția respectivă. Adică pusesem actul notarial, pusesem certificatul de urbanism, toate actele justificative privind cauza respectivă. Această decizie 510 din 6 iulie, dacă era pusă în aplicare, în momentul de față nu mă aflam în fața unui obiectiv, deci să sezizez o asemenea abatere. Au urmat cercetări, așa cum a spus instanța de judecată, polițistul Daia Romeo, alături de procurorul, este o legătură, o filieră, alături de procurorul Tom Moiu, au binevoit să dea o rezoluție în care spun că au cercetat pe baza prevederilor deciziei 510 din 6 iulie, în realitate n-au pus în aplicare nimic, niciun fel de prevedere pe care era clară dată de decizia respectivă, în care spunea așa, să se studieze toate actele, să fie înlăturate numai în mod de justificativ, dacă nu sunt edificatoare asupra situației respective. Ori edificator era foarte clar, pornind chiar de la 0 metri pătrați certificatul de urbanism la 2085 de metri, care este imposibil. În acest sens, s-au apucat pe baza rezoluției respective, eu am contestat-o din nou, ceea ce normal trebuia să rămână la decizia 510 și am contestat-o, am ajuns tot pe baza lui articolului 278 în instanță. Și dosarul 2769 devine în instanță din nou la judecătorie, devine 927-318 pe 2010. Deci am făcut pentru că nu se respectează decizia 510. Judecătorul din nou îmi dă câștig de cauză, în care aprobă prevederile deciziei 510, confirmă foarte clar că n-a fost cercetată și pus în aplicare decizia 510 și chiar se exprimă la sfârșit, deci redeschiderea urmăririi penale. Primăria, în frunte cu fost exprimarul Caramete și Vlăduț Camelia, sunt implicați alături de inginera Bălan Germinia, dar până nu se determină să se pronunțe asupra acestuia. Și domnul Șerban Șarapatin, alături de Cristina Celea, care dedusă și acea rezoluție pe care am spus, n-am contestat-o deocamdată, deci n-am contestat-o deloc, o dedusă în 2008 cu cei doi indivizi, și iată că în momentul de față se găsesc cei doi apărători ai lui Caramete și a lui Vlăduț, alături de cele două procuroare, care din punct de vedere profesional și minimă moralitate sunt zero, să-mi facă mie recurs pentru un lucru pe care eu nu l-am cerut în instanță decât actul respectiv. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Eu am uzat de prevederea aceasta de revizuire, știind că am o decizie penală 510 și o sentință penală 481 care reconfirma valabilitatea ei. Această, deci, revizuire însă ajunge în instanță, mi se aprobă revizuirea și ajunge în instanță la procurarea, la președinta judecătorii, Bucică Aurelie. Într-un dosar, deci,
16.679, în care trebuie să... Eu am făcut concluzii scrise, am motivat într-adevăr că deciziile adevărate sunt cele care le-am enumerat eu, 15. Dar surpriză, nu mai existau dosarele care, pe baza cărora s-au dat cele două decizii, 510 și 481. Le-au retras și le reamintesc. E vorba de dosarele 1317 al parchetului, de dosarul 2769 al judecătoriei și al tribunalului. Deci s-au retras și s-au înlocuit cu dosarul 927, am spus, al judecătoriei mese favorabil prin decizia 481, dar l-au retras, și dosarul celălalt, 927 al tribunalului, care dă o sentință că, într-adevăr, urmărirea penală o caramete. Cu toate că spusesem și este prevăzut în decizia respectivă că am atras atenția justiției că nu îi chem pe acești indivizi și să se pronunțe asupra valabilității actului. Deci s-au abătut de la cerințele petiției mele din 3 martie 2008. Deci ce s-a întâmplat cu dosarele până acum? Dosarele sunt retrase. Justific aici, în fața camerelor de luare de ten, am o adresă din 28 iunie 2010, care se dă după ce mi se aprobă revizuirea și în care se înaintează judecătoriei Târgu Jiu, îi se înaintează toate dosarele. Deci este integru dosarul, componența dosarului respectiv. Toate dosarele 1317, 2769 și toate sunt acolo. Dar în instanță la judecătorie, când judecă doamna Bucică, nu mai are cele trei dosare. Le-au sustras. Deci, revin, dosarele s-au retras după 28 iunie 2010 până în momentul când în 10 septembrie 2010 începe judecarea cauzei, care se va termina în 26 octombrie. Am atras atenția doamnei președinte Bucică Aurelia. Doamnă, eu nu-i chem pe acești indivizi. Nu i-am chemat și vă rog să vă pronunțați. Căutați în dosarul 2769, pagina 148 și 158, în care sunt actele mele justificative care erau atașate la petiția din 3 martie 2008. Dumneavoastră aveți datele din dosare? Le-am toate datele din dosare, totul, și deci este foarte clar, s-au sustras. Și am făcut o cerere către președintele Tribunalului Secția Penală în care am cerut să mi se confirme retragerea dosarului, pentru că eu nu le-am avut și am cerere de studiere a dosarului, să-mi confirme de ce au fost retrase aceste dosare. Și ultima ședință privind această cauză, e vorba de un dosar 15.288, mă trezesc cu același Șerban Șarapatin, care dă o decizie și spune că petiția mea privind sustragerea actelor este ilegală, că dosarele respective s-ar afla în altă parte. Nu! Dosarele respective se află așa cum confirmă adresa tribunalului, trebuie să se afle în totalitate alături de 1369 pe care îl judecă doamna Bucică. Deci părerea mea este foarte clar. Doamna Bucică știe cine le-a retras. De asemenea, domnul judecător Șerban Șarapatin și doamna Celea trebuie să știe cine le-a retras. Că de la dânsi, de când dau din 10 mai decizia 377 și până ajunge pe masa judecătorii, aceste dosare s-au evaporat. Deci sunt furate. Spuneți-le ce vă putem ajuta. Să mă ajutați cu următorul lucru. Să-mi confirme instanța de judecată, eu am făcut recurs la aceasta, să-mi confirme dacă actul notarial, dacă să-mi răspundă la petiția din 3 martie și nici de cum la ce visează dumnealor. Să-mi aducă să-i învilice pe caramete și pe blăduț. Deci acești oameni nu i-am chemat. Deci în concluzie eu cer să se pronunțe asupra. E valabil actul 261 din 2 septembrie 1996, care are un certificat de urbanism de 0 metri pătrați, sau nu este valabil? Dacă este valabil, am terminat cu orice pretenții în fața instanței. Dacă nu este valabil, atunci să fie tras la răspundere cei care au binevoit să dea un act notarial fals și cei care au sustras dosarele respective. Pentru că sunt sustrase, sau mai bine pe românește, sunt furate. Doamnelor și domnilor, să vedem acum și răspunsul din partea autorităților. Această problemă se poate rezolva de domnul Blându Romeo, adresându-se instanțelor de drept comun, respectiv judecătoriei Târgu Jiu, într-o acțiune în constatare pe dispozițiile art. 111 din Codul de Procedură Civilă. Dânsul trebuie să meargă pe o acțiune declaratorie, în sensul că ca instanță să constate dacă actul pe care vi l-a prezentat dumneavoastră respectiv 261 din 2 septembrie 1996 are sau nu are valabilitate. Dumnealui s-a adresat
în mod greșit, spunem noi, parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu o plângere și figurează pe rolul instanțelor de judecat această plângere soluționată, a făcut obiectul dosarului penal 2769 pe 318 pe 2009. Am observat din opis că această plângere a fost soluționată în recurs, i s-a admis recursul și această plângere a fost trimisă înapoi la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunerea de a se începe urmărirea penală, dar pentru constatarea existenței sau inexistenței dreptului prevăzut de actul citat, respectiv actul cu numărul 261, în mod imperativ, dumnealui trebuie să adreseze instanței judecătorești competente, respectiv judecătoria Târgu Jiu, printr-o acțiune care să constate existența sau inexistența unui drept. Deci, efectiv, dânsul a greșit. Nu știu cui să se adreseze. Da, dumnealui a folosit auzita de o cale de atac greșită. În mod cert, acțiunea dumnealui face obiectul instanțelor de drept comun și va trebui să oziteze de această cale de atac, respectiv să-și valorifice acest drept pe calea dreptului comun. Doamnelor și domnilor, emisiunea Mesagerul Cetățeanului a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc!